Oficialitățile județene și locale au punctat recent și inaugurarea a două parcări amenajate în curtea Spitalului Județean, care vor oferi 300 de locuri pentru mașinile personalului medical și pentru însoțitorii bolnavilor. Totodată au fost amenajate și căile de acces din curtea spitalului. Proiectul a fost realizat cu fonduri alocate din bugetul județului. Ne-am propus să asigurăm o mai bună funcționare a întregului spațiu al Spitalului Județean. Cu eforturi deosebite, într-o lună de zile, am reușit să finalizăm două parcări, aproape 4.000 de metri pătrați de parcare. Sunt peste 300 de locuri de parcare acum în curtea Consiliului Județean. În curtea Spitalului Județean am refăcut o parte din căile de acces, cele care nu mai necesită intervenții ulterioare, și vom inaugura astăzi, pentru că sunt lucrări finalizate, căi de acces și parcări la Spitalul Județean, lucrare finanțată integral din bugetul județului, în valoare de 856.000 de lei.